ați părăsit sala de ședință? Eu nu pot participa la acest teatru absurdul. Deci ședința de azi s-a început cu grave încălcări de proceduri, cu încălcări dreptului apărare. De fapt, asta continuă, deja este, sunt încălcări sistemice. Noi suntem sfidați în cel mai obraznic mod care este posibil. Deci nouă să ne resping cereri, nu ne permit să dăm întrebări către partea automată care azi a fost audiată. Deci merge vorba de prezidentul băncii de economie, care nu a fost audiat, apropo, în prima instanță de judecat. Deci am dat un șir de întrebări, la un moment a fost întrerupt, am înaintat recuzarea pe acest subiect, recuzarea a fost respinsă. Acum iar am înaintat o cerere care a fost din nou respinsă. Deci se continuă examinarea acestei cauze penale cu... Deci, pentru mine este clar care este scopul lor. Deci, azi dorește ridicarea sechestrului de pe contul companiilor de asigurări. După mine este o intenție clară de a sustrage și acești bani care au mai rămas pe contul companiilor de asigurări. Deci, asta se face în comunitate cu procurorul care participă pe această cauză penală. Și trebuie să recunosc și să constat că și judecătorii care examinează această cauză penală fac parte din acest complet sau de acest grup criminal. Reprezentanților celor trei firme, doar cu privire la ridicarea sechestrului de mijloace financiare. Dar puteți preciza dumneavoastră mai exact, pentru că știu că... Nu, trișează. Trișează, domnul procuror, iar duce în anulare opinia publică, atât și instanța de judecată. El a solicitat ridicarea sechestrului absolut de pe tot, în afară de acțiuni. Deci, atât pe bunuri mobile și imobile. Deci pe conturi bancare, ce merge vorba de bani cash și pe unele loturi de pământ. Deci asta el a declarat în prima ședință care a avut loc în instanța de judecat. Acum el încearcă să ducă în eroare opinia publică. După mine sunt probe care îți confirmă această faptă că domnul procuror înșală. Înșală cu deosebită vrednicie. Ce ar însemna asta dacă ar fi sechestrile și de pe loturile de pământ? Haideți să începem cu ce e. Ce înseamnă ridicarea sechestrului, în primul rând, și despre ce merge vorba în genere. Deci merge vorba de unele sume bănești care sunt incriminate lui Vicela Paton, că el cu chipurile lui s-a tras acești bani și l-a spălat prin intermediul companiilor de asigurări. Deci asta este relatat și în sentință și plus în material dosarul și în învinuire care a fost înaintat lui Vicela Paton. De fapt, reșind din poziția acuzatorului stat, putem constata următorul lucru. Că și procurorul renunță la învinuire înaintată lui Vicela Paton. Ori, dacă tu ceri ridicarea banilor care tu îi pui în vinuire, prin care tu soliciți că acești bani au fost furați și ar trebui să treacă pe contul statului, sunt obiecte crimei, de fapt, sunt corpul delicte care sunt banii acești. Tu acum ceri ridicarea acestui sechestru și transferarea acest bani la terțe persoane. Deci tu recunoști că acești bani sunt curați, tu recunoști că această avere este perfect legală. Deci tu, de fapt, renunți la învinuirea care a fost înaintată la Vicela Paton pe baza articolului 190 și articolul 243, adică spălare de bani. Deci aici merge vorba de, să înțelegeți toți, merge vorba de 40 de milioane care au fost chipurile înșalat acest individ Ilan Șor. Acești bani ulterior au fost spălați prin intermediul companiei de asigurări și acum acești bani care sunt pe contul companiei de asigurări ați fi ridicat sechestrul și transferați la terți persoane. Deci acești bani au o proveniență criminală după părerea domnului procuror. Ele trebuie să, dacă adevărul aista este, acești bani trebuie să fie pe contul statului. Evident, și ele nu pot fi ridicați sechestru și nu pot fi transferate trei persoane. Acești bani aparțin statului. Așa spune procurorul, cel puțin în învinuire, și așa au spus judecătorii prin sentință prin care au condamnat pe domnul Vicela Paton la 18 ani. Nu contează ce scrisoare vine de la Bruxelles. Merge vorba că Moldova poate fi privată de dreptul de a participa în carte verde, să avem să fim privați de acest drept. Vă asigur că prejudiciul care a fost cauzat statul prin urma furtului miliarde este cu mult mai mare decât dacă Moldova nu va participa sau nu va avea parte în rețeaua asta carte verde. Nu este asta problema pentru Republica Moldova. Carte verde poate fi procurată și de la alte companii, cum este cuprinde să și din Ucraina și din România, care sunt cu mult mai ieftini ca noastră, apropo. Deci, Republica Moldova nu va fi afectat absolut, chiar și dacă sunt excluși din Cartea Verde. Deci asta este o operație și este un motiv prin care ei încearcă să acopere furtul banilor care vor să-i fură din contul companiei de asigurări. Asta se pregătește în confort. Merge vorba de 300.000 de pe o companie de asigurări, 130.000 de pe altă companie, un lot de teren de insurance group. Deci, un volum de jur la jumate de miliard de lei care acum vor să fie sustrași. Acești bani, cam presupun, de cine
Și cred că toți cunoaștem cine, până la urmă, să profite de acești bani. Dar ce va fi mai departe aici în ședință? Pentru că dacă ați ieșit, ce ar putea să... Eu bănuiesc, după ce se întâmplă acum în spatele meu, acești magistrați fac solicitare să participe avocați din oficiu. Deci, încă o dată, se constată încălcarea dreptului la apărare la vicera Paton, care are avocații aleși, are avocații în baza contractului, are avocații care au dat cereri prin care solicitate amânarea cauzei penale. Deci, de iar insistență clară a organelor așa numit drept în Republica Moldova că această cauză penală să fie examinată cât este posibil mai rapid, cu un singur scop, de a fura banii care au mai rămas pe contul companiei de asigurări, pe conturile bancare Moldasic, Asito și Insurance Group. Azi a fost tot un moment foarte interesant când a fost interogat totuși ce am dovedit noi să aflăm de la reprezentantul băncii de economii. Deci ne-am pregătit 35 de întrebări în formă scrisă. Deci el la o mare parte nu a răspuns. Noi am avut și alte întrebări, care noi am fost opriți la această etapă, când am realizat de acest drept de a da întrebări. Deci, dar totuși, cel mai interesant este că noi totuși am aflat un tristul adevăr, așa numit, că domnul Șor a trișat și a înșelat și a amăgit. Adică, faptul s-a constatat prin declarațiile reprezentantului Moldasic. Deci, mai pe scurt, în cererea care a depus-o Șor la CNA și plus declarații care el a dat în instanță de judecată, el își motivează poziția de ce i-a dat la Vicitar Paton 40 de milioane fără a încheia oricare contract din împrumut sau cu un singur motiv, că Vicitar Paton i-a propus lui o condiție foarte favorabilă băncii de economie. Deci procentele creditului erau extrem de mari. Astăzi, în instanța de judecată, reprezentantul băncii de economie a declarat că suma împrumutului la patru companii, haideți să spunem, patru companii care au primit până urmă banii ăștia, care din grup fac din parte din grupul Șor, este în lei, procentul este de 11, în valută de 9. Deci un contract din împrumut standard, nici mai mult, nici mai puțin. Încă un moment care este foarte important, care a spus Șor că l-a convins definitiv că trebuie de dat acești bani lui Vicislav Platon, este încă o condiție la acest contract de așa numit timp împrumut, care de fapt nici nu a avut loc. Deci, în caz de rambursare înainte de termen, procentul va fi foarte mare. Și aici banca de economie va profita foarte mult și, ieșind din situația complicată acestei bănci în această perioadă, va câștiga foarte mulți bani. Știți care răspunsul a fost reprezentantul băncii de economie? Care este procentul în caz de rambursare mai devreme? Zero. Deci, acest individ Șor nu a avut niciun motiv de a împrumuta la Vicitar Paton banii în felul în care i-a împrumutat. Deci sunt numai un fel, în declarații sunt minciuni care azi încă o dată s-au dovedit, s-au confirmat de fapt prin declarații unui reprezentant de la Banca de Economie. Că niciun fel de profit Banca de Economie nu a avut, a urma presupusului împrumut la Vicitar Paton în valoare de 40 de milioane, care nici nu a avut loc.